Care și bine ați venit la nou videoclip, suntem în Gara de Nord, în București și vom face aici un videoclip despre un mic transporting de aici, de la București Nord. Este ora 18:35 de minute și vom vedea criza feroviară într-o amiază frumoasă de primăvară, 24 aprilie 2024. Haideți să începem, vizionare plăcută! Mai trebuie să plece acum 44 trenuri de București Nord, Roșiori Nord și Soft Trans de la București Nord către Craiova la 18:51 de minute. Acesta este transferobiar plător din stânga și acesta Soft Trans din dreapta. Iar apoi trebuie să plece trenul de Chișinău, dar văd că nici nu este garat la ora 7:05 minute. Sosește trenul Interregio 1545, Galați, Brăila, Buzău, Ploiești, București. Târziere de 50 de minute. Vagon pentru persoane cu dizabilități. Și trebuie să merge așa imediat și trenul de Roșior Nord, respectiv Craiova. Locomotiva pentru trenul de tocmai pentru trenul ce tocmai a venit de la Galați pentru a duce la depou. Trebuie să plece în 5 minute și trenul de Craiova. Dacă trenul de Craiova este 6:16, garează trenul Regio București-Târgoviște. Se va pleca la Târgoviște în 20 de minute. Metropolitan, Otopeni, aeroportul Otopeni, București Nord.
găsește în București Nord. Este foarte plin. Vedea mea ar fi trebuit să fi pus două automotoare de Zero, Săgeată Albastră. Două minute întârziere. Și pe vagon bar. Fabricate în anul 1950. Foarte vechi de altfel. Chișinău mai are aceste frumoase capturi feroviare. Mi-au la revedere la voi. Vă mulțumesc că ați vizionat acest videoclip. Dați like dacă v-a plăcut și abonați-vă pentru a vedea cât mai multe clipuri cu trenul. La revedere! De aici, din București Nord, aprilie 2024.